Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor! Este foarte ușor să ne îmbolnăvim, este și foarte grea acea perioadă în care suntem bolnavi și ne simțim neputincioși. Ne-am întors în colectivitate, la joburi, la școală și suntem predispuși să luăm o viroză în această perioadă. Aflăm de la specialiști cum să facem să ne ferim de aceste boli. Alături de mine este domnul profesor Alexandru Rafila. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ne ferim de răceli și de gripă în această perioadă? De gripă ne putem feri prin vaccinare, iar în ceea ce privește virozele banale, acolo medicația simptomatică dacă avem o astfel de boală și cred că lucrul cel mai important, mai ales pentru copii, este să nu se întoarcă în colectivitate dacă au o viroză respiratorie. Durata în care se rezolvă această problemă pentru virozele comune, 2-3 zile, pentru gripă însă o săptămână de repaus izolat la domiciliu și pentru formele severe, sigur, spitalizarea este necesară, dar ceea ce trebuie să știe toți părinții este că toate bolile virale nu se tratează cu antibiotic, deci nu tratamentului cu antibiotic, numai în cazul unor complicații bacteriene care necesită acest lucru și numai la indicația medicului de familie sau medicului specialist de boli infecțioase. Să reamintim care sunt diferențele dintre răceală și gripă. Gripa este o viroză respiratorie cu un debut brusc, cu ascensiune febrilă serioasă, 39 sau chiar mai mult, cu o stare de astenie extremă, dureri musculare, dureri articulare și un sindrom respirator destul de serios. Posibilitatea unor complicații, pneumonia este o complicație destul de frecventă a infecției cu virusul gripal. Deci e vorba despre o viroză rea, dacă vreți, și care, cum spuneam, se poate preveni prin vaccinare. Datorită circulației scăzute deocamdată a virusurilor gripale în țara noastră, ceea ce nu este cazul la nivelul altor țări din Uniunea Europeană, vaccinarea poate continua și în această lună. Există vaccin disponibil pentru copii și adolescenți, deci pentru copii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani există disponibil vaccinul care se poate administra direct intranazal, există în farmaciile cu circuit deschis și în măsura în care părinții găsesc pot să administreze, bineînțeles, și vaccinul clasic injectabil tuturor celor care doresc să prevină gripa. Spuneam că ne-am întors din vacanță, sunt copii acum la școală, la grădiniță, ei sunt și mai sensibili, se și joacă împreună, dacă tușești și ating acele jucării, există și riscul să ia mai repede. Da, nu știu, n-a spune că sunt mai sensibili. Ce ne îngrijorează probabil foarte mult este legat de aceste variații foarte mari de temperatură între noapte și zi sau de la o zi la alta. Observați că vremea este neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Dacă urmează o perioadă cu temperaturi foarte scăzute, inversiunile astea termice favorizează într-adevăr apariția și mai ales răspândirea infecțiilor respiratorii. Cred că adaptarea împlăcămintei la condițiile meteo este foarte, foarte importantă și, ce vă spuneam, protejarea celor care sunt infectați prin izolare la domiciliu, pentru că bolile se transmit în colectivități, iar în școli, în grădinițe, sunt colectivități de copii care sunt receptivi să se îmbolnăvească și e foarte important, inclusiv cadre didactice, dacă observă, de exemplu, că unul dintre copii dimineața la începutul programului este răcit, e bine să contacteze familia, să le ia acasă, să-l țină 2-3 zile până situația revine la normă. Mulțumim foarte mult! A fost domnul profesor Alexandru Rafila alături de noi în această dimineață. Răzvan Dani, înapoi la voi! Mulțumim, Mădălina, mi-am și făcut un plan ce boli să-mi inventez săptămâna asta să stau acasă. Mă uitam pe pârtie la duță că sunt copii care au inventat niște boli să fie în prima zi de școală pe pârtie. Ieri vorbeam cu... Și ce boli, la ce boli te-ai gândit, Dănuț? Ieri vorbeam cu unul din colegii mei de la restaurant și mi-a zis că cel mai greu este să-ți inventezi boli când ești pe vas de croazieră. A lucrat pe vas de croazieră multe luni. Mm-hmm. La una din lucrări a stat 8 luni și 11 zile. Și nu ai zi liberă pe vas. Lucrezi 7 din 7. Și mi-a zis că trebuie să înveți de la ceilalți care sunt mai vechi. Cele mai greu de diagnosticat boli pe vas sunt astea la care, că au super doctor pe vas, îți dai seama, la toți, boșorogia, bogați. Și că orice minți, bineînțeles, capitanul te miroase, te trimite la așa, la te palpează, n-ai. E, dar ce n-au remene.
n-au radiografie dacă zici că ești cu spatele, ai o ernie de disc, rămâi așa, odată rămâi așa și îți dă o zi liberă, cică. Una. Și la dinți. La dinți n-au, dacă poți să... Și n-au, au stomatolog, dar n-au aparatură sofisticată. Deci, mâine mă doare spatele și dinții deodată, mai. Glumesc, e greu să-ți inventezi în ziua de astăzi o boală.